Grupul de comunicare strategică a publicat marți ultimul bilanț al pandemiei de coronavirus în România. Până marți 2 februarie, pe teritoriul României au fost confirmate 732.732 .732 de cazuri de persoane infectate cu SARS-CoV-2. 678.473 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național față de ultima raportare au fost înregistrate 2.676 de cazuri noi. Acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Până astăzi, 18.513 persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 au decedat. În intervalul 1-2 februarie au fost raportate 111 decese, 67 de bărbați și 44 de femei, pacienți infectați cu noul coronavirus și internați în spitalele din țară. Dintre acestea, 8 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 de ani, 7 decese la categoria 50-59 de ani. 29 de decese la categoria 60-69 de ani. 39 de decese la categoria 70-79 de ani și 28 de decese la categoria peste 80 de ani. 106 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități. Doi pacienți nu au prezentat comorbidități, iar pentru alți trei nu au fost raportate până în prezent. În unitățile medicale din țară, numărul total de persoane internate cu SARS-CoV-2 a ajuns la 7.855. Dintre acestea, 967 sunt la terapie intensivă. Până la această dată la nivel național au fost prelucrate 5,4 milioane de teste real-time PCR și 128.485 de teste rapide antigene.